Vă să deschide Sfânta Scriptură la Apocalipsa, capitolul 3. Apocalipsa, capitolul 3. Pagina în Sfânta Scriptură, 1207. Apocalipsa, capitolul 3. Îngerul Bisericii din Sardes scrie, Iată ce zice cel ce are cele șapte duhuri ale lui Dumnezeu, și cele șapte stele. Știu faptele tale, că îți merge numele că trăiești, dar ești mort. Veghează și întărește ce rămâne care e pe moarte, că și n-am găsit faptele tale desăvârșite înaintea Dumnezeului meu. Aduți aminte, dar cum ai primit și auzit, ține și pocăiește-te. Dacă nu veghezi, voi veni ca un hoț și nu vei ști în care ceas voi veni peste tine. Totuși, ai în sardes câteva nume care nu și-au mânjit hainele. Ei vor umbla împreună cu mine îmbrăcați în alb, fiindcă sunt vrednici. Cel ce va birui va fi îmbrăcat astfel în haine albe. Nu-i voi șterge nici de cum numele din cartea vieții și voi mărturisi numele lui înaintea tatălui meu și înaintea îngerilor lui. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Amin. Aș vrea să ne închinăm Domnului și să cerem binecuvântarea Lui peste predicarea cuvântului și peste ascultarea Lui. Doamne, îți mulțumesc pentru privilegiul acesta de a predica cuvântul Tău. Mă rog ca să ne dai acele urechi care ne ajută să înțelegem ceea ce vrei să ne spui. Te rog să dai la o parte orice fel de prejudecată, orice fel de barieră, orice fel de stare pe care. O poate aduce cel rău în viețile noastre, orice stare produsă de fire sau de trup și care ne împiedică să fim receptivi la cuvântul tău. Binecuvintează-ne, Doamne, cu urechile acestea duhovnicești. Dar te rugăm să ne binecuvântezi în mod special cu putere de înfăptuire. Amen. Te rugăm să ne binecuvântezi cu o lucrare specială a Duhului Sfânt în seara aceasta, Doamne. Fă ca niciun suflet care a intrat în locul acesta să nu plece fără un folos spiritual veșnic. Doamne, dacă sunt suflete nemântuite, mă rog, în numele Domnului Isus Hristos, mântuiește, Doamne. Dacă sunt oameni care au nevoie de eliberarea și vindecarea sufletelor lor, Doamne, face această lucrare de săvârșită. Te rugăm ca cuvintele tale care sunt duh și viață să dea viață în locul acesta, în numele Domnului Isus Hristos. amin. Vă invit să reocupați locurile. Ceea ce Domnul Iisus Hristos spune bisericilor Apocalipsei, unor biserici specifice care au existat în vremea respectivă, cu aproximativ 2000 de ani, cuvintele acestea au fost scrise pentru motivul că stările respective spirituale se regăsesc și astăzi în bisericile Domnului Iisus Hristos. Acum, de la bun început, aș vrea să lămuresc o problemă pe care o ridică textul acesta. Zice, Domnul aici îți merge în numele că trăiești, dar ești mort. Într-un alt pasaj, Domnul Iisus Hristos promitea că El își va zidi biserica și porțile locuinței morților nu o vor birui. Acum te întreb, Domnule, cum se poate ca o biserică despre care Domnul a promis că nu va fi biruită nici măcar de porțile locuinței morților să ajungă moartă? Pasajul în care Domnul spunea că porțile locuinței morților nu vor birui biserica lui, se referă la biserica universală a Domnului Isus, la trupul lui care într-adevăr va fi biruit de nimeni niciodată. Însă, găsim în Sfânta Scriptură că există situații de biserici locale, de biserici locale, nu de trupul Domnului Isus, de biserici locale care au sfârșit într-un mod tragic, dar datorită anumitor stări spirituale în care aceste biserici s-au complăcut. Acum, aș vrea să mai răspund poate unui întrebări care s-a ridicat în inima dumneavoastră. Oare e relevant textul ăsta pentru noi? Suntem noi o biserică moartă ca în seara asta să mă fi trezit eu să predic în locul acesta despre, despre o biserică moartă decedată? Chiar dacă nu suntem în felul acesta o biserică moartă, eu mă gândeam și vorbeam cu un frate înainte de începerea adunării că textele care n-au o relevanță directă pentru noi, în sensul că nu ne regăsim în situația descrisă aici, Trebuie să funcționeze pentru noi cel puțin ca un vaccin. Îți iei un tratament preventiv. Domnule, ca să nu ajungi în starea respectivă, Dumnezeu ți-a scris anumite stări, ți-a descris anumite situații ca să funcționeze pentru tine ca un tratament preventiv. Să nu mergi pe calea aceea. Sau dacă cel puțin ești ispitit să faci anumite lucruri pe care le-au făcut oamenii aceia, Dumnezeu să-ți deschidă prin cuvântul acesta ochii și mintea și sufletul să ieși de pe calea aceea care duce înspre moarte. Spirituală. Mesajul acesta poate fi prezentat așa, critic, poate fi prezentat critic, dar m-am gândit în seara aceasta totuși să-l prezint a, ca un mesaj corectiv și constructiv, că îi mai ușor de primit. Așa că, în seara aceasta, titlul mesajului meu este a, Resuscitarea Bisericii din comă spirituală. Acum, Biblia spune aici că îți merge numele că ei, dar ești mort. Eu i-am -am spus comă spirituală din următorul motiv. Spune versetul 2, vechează și întărește ce rămâne, care e pe moarte. Deci în biserica asta despre care Domnul spunea că e moartă, totuși mai exista ceva viu. Și de aceea am numit uh, mesajul acesta adresat bisericii din Sardes, Resuscitarea Bisericii aflată în comă spirituală. Cum resuscitează Domnul aflat, o biserică aflată în comă spirituală? În primul rând, Domnul se prezintă pe sine însuși, el este corespondentul suveran divin. Spune versetul întâi așa, iată ce zice cel care are cele șapte duhuri ale lui Dumnezeu și cele șapte stele. Și dacă citiți bisericile Apocalipsei, scrisorile trimise de Domnul Isus Hristos, veți vedea că în, fi, la, în introducerea fiecărei scrisori, Domnul Isus Hristos se prezintă pe sine. Așa începe fiecare scrisoare, fără excepție. Dar la fiecare biserică, Domnul se prezintă într-un mod diferit. Și Domnul nu se prezintă într-un mod diferit doar ca să fie divers. Când noi citim scrisorile Apocalipsei, să ni se pare că e divers și să nu ne plictisim de introducere. Nu. Domnul se prezintă diferit pentru că felul în care El se prezintă fiecarei biserici răspunde nevoii, răspunde stării în care se afla biserica respectivă. Biserica aceasta se afla în moarte, în comă spirituală. Și Domnul se prezintă pe sine în două feluri. Spune, iată ce zice. Întâi, cel ce are cele șapte duhuri ale lui Dumnezeu și doi, cel ce are cele șapte stele. Cele șapte stele în Apocalipsa capitolul 1 este explicat că sunt îngerii bisericilor, păstorii bisericilor, prezbiterii bisericilor, reprezentanții bisericilor. Și Domnul spune, el ține și Duhul lui Dumnezeu în mână și el ține și conducătorii bisericilor în mână pentru că asta sunt două moduri principale prin care Domnul conduce biserica lui, prin Duhul lui Dumnezeu și prin liderii, slujitorii pe care Dumnezeu i-a lăsat în adunare. Și aș vrea să fac o aplicație simplă și practică de la bun început. Felul în care o adunare îl vede pe Domnul Isus Hristos va modela trăirea adunării respective. O biserică nu poate depăși în trăirea ei perspectiva pe care ea o are despre Domnul Isus Hristos. Sau cu alte cuvinte, Felul în care tu îl vezi pe Domnul Isus Hristos o să, vad, o să se vadă în viața ta și în trăirea ta de fiecare zi. O să se vadă în viața membrilor bisericii. Felul în care o biserică laude pe Hristos predicat. O să se vadă în fiecare zi din trăirea bisericii respective atunci când trăiește în lumea aceasta în mijlocul necredincioșilor. De aceea Domnul Isus Hristos făcea un avertisment ucenicilor lui în Matei capitolul 24-25 și spune Domnul Isus Hristos vor veni mulți Hristoși mincinoși. Mulți proroși fac. Vor veni mulți oameni care îl vor predica și vor spune, ăsta este Hristos. Ăsta este Hristos. Altul spune, așa este Hristos. Și vedeți, este foarte ușor să luăm o parte din Hristos și să ne se pară că e Hristosul adevărat. Este foarte ușor. Hristos și mincinoși nu sunt Hristos care n-au nimic din Hristosul adevărat. Tocmai de asta li se spune Hristos. Pentru că seamănă foarte mult cu Hristosul adevărat. Dar ceva lipsește de acolo, cea... Ce îl face pe Hristosul ăsta mincinos să nu fie Hristosul adevărat. Și Domnul Iisus Hristos unei biserici moarte se prezintă în felul acesta, cel care aduce în biserică lucrarea Duhului Sfânt și aduce lucrarea Duhului Sfânt prin slujitorii adunării. Despre uh, uh, expresia aceasta, cele șapte duri ale Lui Dumnezeu, nu putem să spunem că sunt șapte Duhuri Sfinte. Există un singur Duh Sfânt. Șapte este cifra perfecțiunii și cred că Domnul Iisus Hristos aici se referă la plinătatea manifestării lucrării Duhului Sfânt. Pentru o biserică moartă este necesar să se aducă înaintea ei această lucrare desăvârșită a Duhului Sfânt. Acum sunt mulți oameni care au ieșit din unele adunări care au mers spre moarte sau comă spirituală și au spus, domnule, problema a fost că n-a fost un accent pus pe lucrarea Duhului Sfânt. Și au avut dreptate. Însă, ei au ieșit din adunările acestea și s-au dus, au înființat alte adunări, adunări care au promovat o falsă lucrare a Duhului Sfânt. Și cum e vorba Românului, au sărit din lac în puț și n-au făcut niciun fel de rezolvare și n-au soluționat în niciun fel starea bisericilor din care au ieșit. Duhul lui Dumnezeu ă, sunt, cred că sunt subliniate prin expresia aceasta câteva lucrări are Duhului lui Dumnezeu. În primul rând, Duhul lui Dumnezeu are o înțelegere de plină a situației. Noi mai spunem de multe ori când oamenii ne oftică puțin și simțim noi că nu ne înțeleg, spunem, doamne, nimeni nu mă înțelege, nimeni nu mă înțelege. Duhul să ne înțelege. Expresia aceasta este luată din Zaharia, capitolul 4, unde Duhul lui Dumnezeu este prezentat prima dată sub forma de șapte lămpi și după aceea sub formă de șapte ochi, care trimiși pe tot pământul ca să vadă. Duhul lui Dumnezeu este acela care cunoaște totul. De aceea, orice barieră, chiar dacă ne-am baricadat în inima noastră, prin complexele noastre, poate ne-am baricadat împotriva lui Dumnezeu, că Dumnezeu nu poate să ne înțeleagă, Dumnezeu ne spune în seara aceasta că Duhul lui Dumnezeu cunoaște totul. Sunt ochii aceia, trimis, trimiși pe tot pământul ca să cunoască absolut toate lucrurile. Așa că atunci când Dumnezeu vorbește, Dumnezeu vorbește prin Duhul lui Dumnezeu care cunoaște ființa noastră în întregime. Mai mult decât atât, dacă este imaginea aceasta a celor șapte lămpi, tot din Zaharia, capitolul 4, este o imagine a mărturisirii. Duhul sunt înștiințează. Duhul lui Dumnezeu înștiințează. Când Dumnezeu vrea să se ocupe de o adunare, indiferent de starea de degradare la care a ajuns, la nivelul de degradare la care a ajuns, Dumnezeu vorbește prin Duhul Sfânt. Dumnezeu nu tace, Dumnezeu vrea să ne vorbească. Dumnezeu vrea să se ocupe de noi, de aceea Dumnezeu ne înștiințează prin Duhul Lui Cel Sfânt. Uh, am văzut o imagine interesantă pe Facebook, un om care stătea în genunchi și striga către Dumnezeu, Doamne vorbește -mi! Ce crezi că s-a întâmplat? Tot în imaginea aceea, uh, Dumnezeu întinde o mână din cer, cu o Biblie. Dumnezeu întinde o mână din cer cu o Biblie. Duhul Sfânt deja a vorbit. Oare de ce există această dorință în viața multor oameni ca Dumnezeu să ne spună lucruri mai extraordinare decât acelea pe care ne le-a spus în Sfânta Scriptură? Tot ce a avut Dumnezeu important de spus pentru toată umanitatea a spus deja. Mă din domnule, dacă ar veni Apostolul Pavel, dacă ar învia cineva din morți, dacă ar învia vreunul dintre Sfinții lui Dumnezeu care a scris Sfânta Scriptură, n-ar spune nimic diferit decât ceea ce Dumnezeu deja ne-a revelat în Sfânta Scriptură. Pentru că ei au vorbit mânați de Duhul Sfânt. Tot ce a avut Dumnezeu în planul lui să spună prin Duhul Sfânt a spus deja. A spus deja. De aceea citim scrisori pe care Dumnezeu le-a trimis, Domnul Isus Hristos le-a trimis uh, unor biserici care au, trăit, au existat acum 2000 de ani. Pentru că ele au relevanță pentru noi. Dumnezeu ne-a avut în vedere și pe noi când le a vorbit lor. Dumnezeu ne-a avut în vedere și pe noi. Duhul Sfânt ne înștiințează și mai mult decât atâta, Duhul Sfânt este un Duh de viață. Este un Duh de viață. Asta este, asta este singura încurajare a unui predicator care stă în fața unei audiențe moarte. Ce șansă avea Biserica asta moartă să învie? Decât că Domnul Isus Hristos se prezintă ca unul care are Duhul Sfânt. Și noi știm că Duhul lui Dumnezeu este un Duh care aduce viață. Cea mai mare minune pe care o poate face Dumnezeu pe planeta aceasta, cât timp va exista istoria, este să aducă un suflet de la moarte la viață. Amin. Dumnezeu să dea viață și în seara aceasta. Acum Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, lucrează prin Duhul Sfânt, dar lucrează și prin, și prin, conducătorii sau liderii bisericilor, slujitorii bisericilor. El spune că ține în mână cele șapte stele, cei care, cele care reprezintă bisericile respective. Acum, frați și surori, cel mai important lucru pentru noi slujitorii nu este că ne cunosc bisericile că cunosc anumite lucruri care nu-s chiar cum trebuie despre noi. Cel mai important lucru, un slujitor va ajunge să se poarte cum trebuie să se poarte în slujire dacă știe că Domnul Iisus Hristos îl cunoaște. Și atunci când nu-l vede nimeni, el va avea grijă la viața lui și haina lui să rămână nepătată. Dumnezeu și Domnul Iisus Hristos nu doar cunoaște slujitorii, El îi cercetează. El îi cercetează, El cercetează slujitorii. El controlează slujitorii. Vedeți, când vedem lucrul acesta, spune Biblia că el ține mână stelele prezbiterii bisericii, noi trebuie să învățăm un lucru foarte simplu și practic. Adunările nu sunt conduse de partide care pot influența slujitorii din biserică. Dacă cumva am fost ispitiți vreodată să facem lucrul acesta, trebuie să ne pocăim amin. De aceea multe adunări s-au dezbinat și de aceea multe adunări au ajuns în moarte spirituală. Pentru că anumiți oameni au format clici, au format partide în adunare și au încercat să influențeze pe aceia care au fost puși în frunte adunării. Biserica Domnului Iisus Hristos trebuie să învețe că capul adunării este Domnul Iisus Hristos. Amin. Capul adunării este Domnul Iisus Hristos. Și cei care conduc adunarea trebuie să fie și ei conduși de Domnul Iisus Hristos. Dumnezeu să facă lucrul acesta în toate adunările baptiste. Amin. Domnul Iisus se prezintă pe sine și lucrul acesta este un stimul pentru biserica moartă. În al doilea rând, Domnul confruntă adunarea. Domnul confruntă adunarea și spune în felul următor: Știu faptele tale că îți merge numele, că trăiești, dar ești mort. Orice medic serios, când te duci la el cu o problemă, că te doare nu știu pe unde, orice medic serios și te pune și îți face radiografie, orice medic serios îți va spune care este adevărul, te va confrunta cu starea ta. Problema este că atunci când ajungem în domeniul spiritual, devenim hipersensibili. Hipersensibili. Nu ne convine să ne ducem la doctor și să știm că avem o problemă gravă și doctorul să trateze superficial problema. Nu ne convine lucrul acesta. I-am considerat pe oamenii aceștia nici ucigași dacă am avea o problemă foarte gravă de viață și de moarte. I-am considerat niște ucigași pentru că nu s-au ocupat serios de noi. În schimb, când avungem de foarte multe ori în domeniul spiritual, devenim hipersensibili și am preferat ca Dumnezeu să nu spună despre noi care este adevărul. Dar Dumnezeu niciodată nu spune despre noi adevărul numai ca să, ca să ne facă de rușine. Dumnezeu ne spune adevărul ca să ne vindece. Dumnezeu ne spune adevărul ca să ne mântuiască. Dumnezeu ne spune adevărul ca să ne elibereze. Dumnezeu ne spune adevărul ca să ne pocăim, ca să ne dea iertarea. Niciodată când Dumnezeu ne confruntă, Dumnezeu nu ne confruntă ca să ne facă de rușine. Dumnezeu ne confruntă ca să ne dea harul pocăinței, ca să ne dea harul acesta de a ieși din starea în care suntem. Amin? Acesta este Dumnezeu nostru. El este medicul suprem. Și un medic serios ne confruntă cu starea noastră. Știu foarte tale că îți merge numele că trăiești, dar ești mort. Să vedem dacă se regășește în viața noastră ceva din caracteristicile acestei biserici. Această biserică avea un creștinism nominal. Însă acei credincioși care se mulțumesc cu numele de creștini nu doresc și experiența creștină. Ei vor doar numele de creștin. Era un creștinism mort, spune Scriptura, dar ești mort. O afirmație foarte dură și este greu de înțeles cum biserica asta se credea vie și avea o reputație foarte bună. Era un creștinist de reclamă, un creștinism strâmbițat. Oameni care spuneau, noi facem asta, noi facem asta, noi facem asta, dar realitatea din spate era alta și vom vedea de ce era alta. Era un creștinism nesimțitor. Erau morți, dar ei credeau că zvi vii, pentru că reputația și reclama pe care o aveau era extraordinară. Nu și nu suntem noi dezamăgiți oare când ne ducem să cumpărăm un produs și pe ambalaj arată foarte bine. Când îl scoți, arată și miroasa chinezerie. Și tu ai vrut ceva autentic. Tu ai vrut ceva autentic, ai dat un ban ca să-ți un lucru bun. Și nu-ți place niciodată când ești înșelat de reclamă. Nu-ți place niciodată. Nici Domnul Iisus Hristos nu i-a plăcut că biserica aceasta avea o reclamă, dar realitatea din spate era era pur și simplu alta. Un creștinist vechi. Un creștinist vechi. Spune, îți merge în numele că trăiești, dar ești mort. Cândva a trăit biserica aceasta, că altfel Domnul nu i-ar fi spus nimica. Cândva a trăit biserica aceasta. Și acum se hrăneau pe ei înșiși cu ceea ce au făcut cândva. Și aș vrea să fac aici o aplicație scurtă, practică. Am auzit foarte mulți oameni care vorbesc despre experiențele lor de demult, cu 30 de ani. Când mergeam noi cu trenul, când mergeam noi cu bicicleta, când ne duceam în misiune, când cântam, când lăudam, când ne rugam, când ne strângeam. Foarte bine! Dar nu poți să hrănești viața ta spirituală de astăzi cu ceea ce ai făcut cu 30 de ani. Ceea ce ai făcut cu 30 de ani e bine. Ceea ce ai făcut cu 20 de ani e bine. Ceea ce ai făcut cu 10 ani e bine. Dar mâncarea de săptămâna trecută nu te ține până săptămâna asta. Vei simți foame. E nevoie ca experiența creștină să fie proaspătă. Tu să poți spune ce trăiești cu Dumnezeu în fiecare zi. În fiecare zi. Asta este lucru pe care îl are Domnul Iisus Hristos împotriva acestei biserici. Avea un creștinism vechi, vechi, învechit. El nu putea să mărturisească nimic despre ceea ce s-a întâmplat în viața lor atunci. Și uh, Sardesu, despre Sardes se spune că a fost o cetate așezată pe unul dintre dealurile care formau o aluviune de dealuri un platou înalt și după aceea era foarte abrupt, coaste foarte abrupte. Pur și simplu nu puteai să cucerești cetatea aceasta. A fost cucerită de două ori în același fel, în același fel, câțiva oameni care s-au cățărat, au deschis porțile cetății și cetatea a fost cucerită foarte, foarte, foarte simplu, deși părea impenetrabilă. Impenetrabilă. Și oamenii aceștia, pe timpul în care scrie Ioan, oamenii aceștia trăiau din istorie. O cetate care cândva a făcut istorie. O cetate care cândva a fost capitală unei împărății care se numea Lidia. O cetate care avea o reputație, dar în prezent nu mai aveau nimic. Și este foarte interesant cum biserica a preluat aceeași stare de spirit care exista în cetatea Sardes. Oameni care vorbeau din istorie. Și noi, vorbim foarte mult din istorie. Acum, nu știu câți zeci de ani, era mai mulți Acum nu știu câți zeci de ani eram foarte râvnoși în misiune. Acum nu știu câți de zeci de ani făceam o grămadă de lucruri. Merg în multe adunări de la țară și câte un frate mi-arată exact cum spune într-un psalm, cu sălcile, cu harpele, cu instrumentele de cântat aruncate acolo în sălci, mi-arată, uite, pe pereți, astea sunt instrumentele, am fost 200, 300, am avut tineri, am avut copii, am avut nu știu ce am mai avut pe aici, acum mai suntem 15. Mai suntem 20, mai suntem 25. Dar de ce, frate? Și ei încep să dea anumite motive, care, bineînțeles, sunt foarte greu de justificat. Care este problema? Care este problema? Să nu cumva să ne mulțumim cu ceea ce am trăit în trecut. Să nu cumva să ne mulțumim cu ceea ce am trăit în trecut. Să nu avem un creștinism vechi. Să nu avem un creștinism nepăsător, spune Domnul aici, vechează și întărește ce rămâne care e pe moarte. Mai exista o flamă acolo în adunare, mai exista acolo o scânteie de viață, mai exista un foc mic în adunare și îl lăsau să piară. Nu se îngrijeau de el. Dacă Dumnezeu ți-a dat ceva puțin, noi ați putea să ne uităm, uite, biserica are, are mult mai mult. Noi suntem nimic, n are niciun sens să ne mai ocupăm de ce avem. Nu! Dumnezeu spune, ocupă-te de puținul pe care îl ai și Dumnezeu îți va da mai mult. Dacă vrei să faci un foc mare, adu lemne multe și pune pe foc acolo. Nu te plânge că focul e mic. Dar ei aveau acolo un foc mic și spune că îl lăsau să piară. Era un creștinism nepăsător. Un creștinism de ochii lumii. Spune, faptele tale, au zis, spune, nu sunt desăvârșite înaintea lui Dumnezeu. Eu, când am, eu am crescut într-o adunare în care rugăciunea constantă pe care o făceam toți tinerii, copiii din adunare, era următoare. Doamne, ajută-mă să fiu mărturie înaintea lumii, înaintea colegilor mei, înaintea prietenilor mei. Numai mărturie nu eram. Și de ce? Că cele mai multe prostii nu le făceam când eram cu prietenii, le făceam când eram singur. Dar trăiam după teologia asta. Să fie înaintea lumii. Doamne, să fiu mărturie înaintea lumii. Mărturie înaintea lumii. Dacă ești pocăit acasă, când ești singur, în taină. Dacă ești pocăit când ești în pat. Dacă ești pocăit când ești tu singur cu gândurile tale. O să fii pocăit și afară. Dacă nu ești pocăit când ești singur în fața calculatorului, nu o să fii pocăit nici afară. Dacă nu ești pocăit singur când ești în fața televizorului, nu o să fii pocăit nici afară. Nu trebuie să te să fii pocăit înaintea lumii roagă-te să fii pocăit în taină când ești singur. Și dacă ești pocăit acolo, sigur o să fii pocăit și afară. Amin? Că ce e în inimă o să iasă afară. Dacă inima ta e curată, în casă o să fie curată și afară. Dacă inima ta e curată când ești singur, o să fie curată și când ești în public. Problema este o problemă lăuntrică. Oamenii aceștia trăiau de ochii oamenilor. De ochii oamenilor. Și aveau o reputație bună înaintea oamenilor. Dar în spate era putreziciune și moarte spirituală. Și Domnul confruntă starea aceasta. Un creștinist nevegător, spune Domnul așa. Dacă nu veghezi, Zice, dacă nu veghezi o amenințare el lasă, domnule, dacă nu veghezi voi, voi veni ca un hoț. Câți oameni mai așteaptă astăzi venirea Domnului? Câți oameni mai vorbesc despre venirea Domnului? Un creștinist cultural care a luat starea de spirit a societății și a culturii în care trăia. Domnul se prezintă pe sine, Domnul confruntă adunarea și Domnul o călăuzește. Versetul 2 și 3 arată soluția pe care Domnul o dă unei astfel de adunări. Ce ne spune Domnul să facem? Se vorbește foarte mult în ultima vreme despre înviorare spirituală, despre trezire spirituală. Doamne, adu trezire spirituală. Doamne, adu înviorare spirituală. Cum aduce Domnul înviorare spirituală? Am vrea să ne ia Domnul de urechi și să ne oblige să facem ceva. Cum aduce Domnul înviorare spirituală? Domnul aduce înviorare spirituală în primul rând când ne arată starea noastră. Că dacă nu ne vedem starea, nu facem nici pentru înviorarea respectivă. Dar uitați câțiva pași pe care le spune Domnul că trebuie noi să-i facem ca oameni care e posibil să fim adormiți sau să fim pe moarte sau să fim în coma asta spirituală. Primul lucru care spune Domnul aici este vechează. Vechează. Dacă ei erau nepăsători și dacă cetatea aceasta a fost cucerită, a fost cucerită din cauza faptului nu că nu aveau armată, nu că nu erau așezați într-un loc strategic, era o fortăreață care era foarte greu de cucerit. A fost cucerită pentru că n-au vegheat. O să nimeni nu se poate sui pe aici, pe stânci, pe, pe coastele astea, nimeni nu se poate sui, trebuie să păzim porțile. Și au păzit porțile și au urcat oamenii rând pe rând, sau au cățărat și au cucerit cetatea. Foarte simplu au cucerit-o. Că nu au vegheat. Că nu au vegheat. Și domnul unei biserici moarte îi spune, de, ieși din starea asta de apatie, de indiferență, de neveghere, fii atent. Noi trebuie să înțelegem că trăim într-o luptă spirituală. Noi trebuie să înțelegem că avem dușmani reali. Noi trebuie să înțelegem că firea este puternică. Noi trebuie să înțelegem că, deși suntem morți față de păcat, totuși avem ceva în noi care este împotriva noastră. Avem un trădător în mijlocul, în mijlocul ființei noastre, în inimile noastre. Cel mai mare dușman al meu sunt eu însumi, pentru că sunt în firea pământească încă. Și apoi este lumea aceasta care ne bombardează cu societatea, cu cultura, cu toate mizerile și minciunile ei. Apoi este satana înșelătorul, acuzatorul, cel care încearcă să distrugă orice fărâmă de lucrare a lui Dumnezeu. Și biserica îi spune un astfel de cetăți și spune un astfel de biserici, nu trăi ca și cum n-ar exista niciun dușman. Fii trează, fi trează, trezește-te, trezește-te, veghează, spune Domnul. Al doilea lucru, spune Domnul, întărește ce rămâne care e pe moarte, ce rămâne care e pe moarte. De ce era ceva pe moarte acolo? Ce face o adunare să fie moartă? Și ce face o adunare să fie moartă? Spune Iacov, credința fără fapte este? Dar spune Biblia că oamenii ăștia aveau fapte. Interesant. Deci se poate să ai credință care să fie moartă și se poate să ai fapte care să fie moarte. De ce? E simplu. Foarte simplu. Credința fără fapte este moartă, faptele fără credință, sunt moarte. Faptele făcute în independență de Dumnezeu. Fapte care nu sunt făcute prin puterea lui Dumnezeu, care nu sunt făcute prin harul lui Dumnezeu, care nu sunt făcute spre gloria lui Dumnezeu, care nu sunt făcute în dependență de Dumnezeu. Că fariseii și cărturarii făceau fapte bune, dădeau zeciuială, cântau, se rugau și ei, se rugau mai mult decât noi toți, poseau mai mult decât noi toți, mergeau la templu, învățau pe alții. Erau oameni care în exterior arătau foarte bine, dar ei vrea ceva putred untru ființelor lor, că Domnul i-a cu niște morminte văruite. Arătau bine în exterior, dar înăuntru era mortăciune și putreziciune. De ce? Pentru că nu aveau credință în Dumnezeu. Ei nu făceau lucrurile în dependență de Dumnezeu. Ei făceau lucrurile în independență de Dumnezeu. Să le arate ei lui Dumnezeu ce pot ei să realizeze prin puterea lor. Se le arate ei lui Dumnezeu ce pot ei să facă cu forța lor spirituală în independență de Dumnezeu. Faptele, oricât de bine ar arăta ele, fără credință, sunt o haină murdară înaintea lui Dumnezeu. Ne uităm la mulți oameni din jurul nostru și aud vorba asta frecvent și vreau să o taxez de fiecare dată când pot. Uite domnule, la nepocăitul ăla, trăiește mai bine ca un pocăit. Și noi, da mă, trăiește mai bine ca un pocăit. La ce ne referim noi este că în exterior, omul acela are o moralitate care de multe ori depășește moralitatea unora care sunt în adunare, despre care noi nu știm dacă sunt cu adevărat născuți din nou sau nu. Dar ne dăm cu părerea. Dar știi tu omul acela de ce face faptele acelea? Știi ce face el când e singur acasă? Știi ce face el când e singur cu soția lui? Știi ce face el în taina inimii lui? Ce gândește el? Ce fantezia are el? Nu știi, habar nu ai. Dar pentru că are o moralitate exterioară, spui, oh, e mai bun ca un pocăit. Asta trădează standardele mici pe care noi le-am trasat pentru trăirea creștină. Dumnezeu nu vrea să fim morali, Dumnezeu vrea să fim sfinți. Și sfințenia este numai prin puterea lui Dumnezeu, numai spre gloria lui Dumnezeu, numai prin harul lui Dumnezeu. Faptele pe care Dumnezeu ne-a chemat să le facem, le facem pentru că El ne le-a pregătit mai dinainte. Sunt toate făcute în dependență de Dumnezeu. Alea sunt faptele pe care le apreciază Dumnezeu și pe care le dorește Dumnezeu de la noi. Alea sunt faptele. Dar spune despre ei, zice, întărește ceea ce este pe moarte. Existau câțiva oameni acolo, exista ceva bun în biserica aceea, dar care el a lăsat să moară dar care era lăsat să moară. Și n-ar trebui să lăsăm nimic care e viu în noi și pus de Dumnezeu în noi să moară. Amin? Zice Dumnezeu, trezește-te, întărește ce e pe moarte și apoi spune Dumnezeu, prin Domnul Iisus, prin Duhul Sfânt, ține! Adu-ți aminte, dar cum ai primit și auzit, ține și pocăiește-te. Adu-ți aminte, dar cum ai primit și auzit. S-a întâmplat ceva în biserica asta. Cu timpul au progresat. Cu timpul au devenit mai relevanți cu timp au lăsat simplitatea Evanghelia, felul în care s-au pocăit și au crezut în Domnul Isus Hristos și au trecut la lucruri mai înalte. Nu știu ce au fi fost lucrurile alea mai înalte, nu știu ce au fi fost lucrurile alea mai relevante, nu știu de ce au făcut lucrurile acesta, poate au vrut să, să se apropie mai mult de lume, nu știu de ce. Dar Domnul Isus Hristos spune, întoarceți-vă la felul în care ați primit și ați auzit. Pocăința și credința care sunt, care formează acea poartă prin care noi intrăm în creștinism, și suntem mântuiți prin Domnul Isus Hristos și prin Har. Pocăința și credința nu trebuie lăsate niciodată. Ele sunt două principii de viață universale pentru tot poporul lui Dumnezeu. Pocăința și credința. adu aminte cum ai primit și auzit întoarcerea la Evanghelie. Niciodată nu trebuie... Evanghelia este aceea puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Dar Evanghelia este aceea prin care suntem ținuți în mântuirea aceasta. Spune Apostolul Pavel în 1 Corinteni, capitolul 15. Numai prin Evanghelie, de la început și până la final. Dumnezeu nu ne mântuiește prin Evanghelie și după aia ne pune să ne mântuim, să ne ducem noi mântuirea prin forțele noastre proprii. Că Dumnezeu este acela care ne dă după voința Lui, după plăcerea Lui și voința și înfăptuirea. În Evanghelie suntem ținuți, prin Evanghelie suntem mântuiți. Dar ceva s-a întâmplat între ei. Între timp au trecut, s-au cuplat pe firea pământească și au început să trăiască în firea pământească, să se ducă în firea pământească și după ce au început prin Duhul, urmau să sfârșească prin firea pământească, cum avertizează Apostolul Pavel. În Galatei, întoarcerea la cuvântul Evangheliei, practică, auziți ce spune? Ține, ține. E foarte ușor să vorbim, foarte ușor să vorbim de multe ori. E foarte ușor să vorbim, dar Domnul spune aici, ține, sau supune-te, sau fă, practică. Nu vorbi, practică, ține, zice Domnul, ține și pocăiește-te, pocăiește-te. Pocăința este o înnoire a minții care duce la o înnoire a comportamentului nostru. Dacă pocăința rămâne doar în inimă, nu-i pocăința adevărată. Dacă pocăința rămâne doar la niște sentimente de rușine, de frică, de vinovăție înaintea lui Dumnezeu și nu duce la o schimbare a comportamentului, nu este pocăința adevărată. Ține și pocăiește. Frați și surori, pocăiți, v-ați plictisit și săturat de pocăință. Citiți fiecare scrisoarea care o trimite Domnul adunării. Unde are Domnul un reproș, sfatul este, pocăiește-te. Sfatul este, pocăiește-te. Pocăința nu este o stare de umilire. O stare în care Dumnezeu vrea să ne facă de rușine. O stare în care Dumnezeu ne arată cu degetul și Dumnezeu spune, uite ce ai făcut, așa să te văd cu ochii în pământ. Nu. Pocăința este o șansă pe care Dumnezeu ți-o dă la viață. Pocăința este o șansă pe care Dumnezeu ți-o dă ca să scoți gunoiul și mizeria din viața ta. Asta este pocăința. Asta este pocăința. Este cel mai mare har pe care Dumnezeu poate să-l dea. Este temelia vieților noastre. Evrei, capitolul 6, spune temelia pocăinței de faptele moarte. Este fundamentul vieților noastre. Pocăința este o curățire zilnică de tot ceea ce este stricat și murdar, care este produs în viața noastră prin fire, prin nume și de diavol. Asta este pocăința. Pocăința trebuie privită ca o șansă, ca un dar, ca o har pe care Dumnezeu ne-l face fiecăruia dintre noi. Și Dumnezeu spune bisericii acestea, soluția pentru trezire, pentru înviorare, pentru ridicare la viață este pocăința. Spune în, în faptele apostolilor că vorbim despre înviorare spirituală, spune Domnul cum vine înviorarea asta spirituală, spune pocăiți-vă ca să vină de la Dumnezeu, deci dacă noi ne rugăm, Doamne, fă să vină vremuri de înviorare și nu ne pocăim, noi rosim o contradicție și îl bajocorim pe Dumnezeu. Doamne, fă să vină vremuri de înviorare. Și Dumnezeu spune, v-am spus cum vin vremurile de înviorare. Pocăința. Doamne, lasă pocăința, acum noi ne-am pocăit. Fă să vină, Doamne, vremuri de înviorare. Vremurile de înviorare vin prin pocăință. Doamne, am înțeles, noi ne-am pocăit. Pocăința este o stare continuă. Și Dumnezeu spune, ține și pocăiește-te. Și apoi zice aici așa. Dacă nu veghezi, voi veni ca un hoț și nu vești în care ceas voi veni nu pentru tine, ci voi veni peste tine. Este un limbaj al pedepsei. Cristos vine ca un hoț numai pentru necredincioși. Hristos nu vine ca un hoț pentru credincioși. Noi nu suntem în întuneric, spune Apostolul Pavel, ca să ne ia ziua Domnului pe nepregătite. Noi nu suntem în întuneric ca să ne ia ziua Domnului pe nepregătite. Mai așteptați venirea Domnului. Noi ar trebui să, să, spunem în fiecare zi, fără niciun fel de părere de rău, vină Doamne Iisuse, chiar dacă azi mi-am luat BMW. Vină Doamne Iisuse, chiar dacă azi mi-am terminat de renovat și o casa. Vină Doamne Iisuse, Doamne, nu veni chiar azi că m-am mutat în casa nouă. Nu, noi ar trebui inima noastră să fie așa de prinsă de Hristos. În fiecare zi să fie un strigăt, un fel de râu subteran al sufletului nostru care strigă tot timpul. O Doamne Iisuse! Maranata, O Doamne Iisuse! Și Duhul și Mireasa zic, vino! Asta, trebui, asta, e, asta, e, strigătul oricărui credincios adevărat. Este un test foarte simplu pentru fiecare dintre noi. Mai strigă inima mea după venirea Domnului? Sau mă mulțumesc cu starea în care sunt, cu starea societății și mă simt bine și mă simt tare bine în lumea asta. Tare bine mă sunt în lumea asta. Domnul spune, veghează că dacă nu vin ca un hoț peste tine. Alte biserici spune Domnul din la Odicea, spune Domnul așa, dar fiindcă ești căldicel, nici rece, nici în clocotan, să te vârzi din gura mea ca o apă călduță care e în gură și nu o suport și o scui pe afară. Alte biserici, Domnul îi spune, îți voi lua sfeșnicul. Sfeșnicul este simbolul bisericii. Domnul amenință biserica cu o distruge, O varsă, o distruge. Vine peste ea. Pentru că este o adunare care nu mai reprezintă ceea ce Dumnezeu a intenționat ca ea să fie. Este o adunare care nu mai reprezintă ceea ce Dumnezeu face prin Evanghelie și prin Duhul Sfânt. O amenință, Domnul. O amenință. Dacă nu veghezi, da, Domnul trece de la călăuzire, de la soluție, la condamnare. Dacă nu veghezi, voi veni peste tine ca un hoț. Venirea Domnului este iminentă. Venirea Domnului este iminentă. Venirea Domnului este imprevizibilă. Nimeni dintre noi nu știe când vine Domnul. Dar venirea Domnului este inconvenabilă pentru tine dacă tu și eu nu veghem. Este inconvenabilă. Zice, va veni peste noi, va veni peste noi. Acum Domnul, vedeți, spune și ceva bun bisericii astea, complimentează sfinții din biserica asta, versetul 4 spune așa, totuși ai în câteva nume, puține, puține, câteva nume care nu și-au mânzit haine. Este interesat, o biserică în comă spirituală totuși are ceva acolo. Sunt niște oameni care nu și-au mânzit haine. Și Domnul le face o promisiune, zice așa, ei vor umbla împreună cu mine îmbrăcați în alb, fiindcă sunt vrednici. În Imperiul Roman, când veneau romanii după o bătălie, după o cucerire, să dea o sărbătoare mare la Roma și cei care erau victorioși și biruitori mergeau îmbrăcați în haine albe și defilau și oamenii aplaudau și oamenii apreciau. Și Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos vorbește pe limba lor. Și spune în același fel, cei care nu și-au mânjit hainele, cei a căror comportament nu a fost ca al lumii, cei care au trei cu credință și credința lor s-a văzut în faptele lor și faptele lor au făcute din credință pentru slava lui Dumnezeu, prin harul lui Dumnezeu, prin puterea Duhului Sfânt. Oamenii aceștia spune, care nu și-au mângit hainele, vor rumbla vor umbla împreună cu mine. Vor umbla împreună cu mine îmbrăcați în alb, fiindcă sunt vrede. Și poate în seara asta spun eu n-am hainele ale albe. Caracterul meu și comportamentul meu sunt mânjite. Caracterul meu e mânjit, comportamentul meu mânjit, de fapte rele. Sunt un om mort. Omul mort nu este un om inactiv din punct de vedere spiritual. Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre în care trăiați. Uitați un mort care trăiește. După mersul lumii aceștia, cum face lumea, faci și tu. După Domnul Puterii Văzduhului a Duhului care lucrează acum în fiinii ascultării, cum exitează satana, așa faci. După gândirea firii faci cum crezi tu, după voile firii faci cum vrei tu, după simțirile firii faci cum simți tu și toată lumea asta strigă, fă ce simți, fă ce vrei, fă cum crezi. Și de tare să bucură. Asta e moarte spirituală. Dar dacă vrei haina aceasta care reprezintă caracterul și comportamentul, dacă vrei haina aceasta curată, spune Scriptura așa. Apocalipsa 7 cu 14. Întreabă, Doamne, întreabă, de unde vin oamenii aceștia în haine albe? Și Ioan spune, Doamne, i-am răspuns, Tu știi. Și el mi-a zis, aceștia vin din necazul cel mare, ei și-au spălat hainele și le-au albit în sângele mielului. Dacă vrei să ai hainele albe, nu trebuie să disperi, nu le poți spăla singur. Hainele albe, caracterul, viața noastră poate fi spălată numai în sângele Domnului Iisus Hristos, amin slăvit să fie numele Lui. În seara aceasta nu poți decât să vii la El. Dacă vrei să ai viața curată, să vii la Domnul și să-i spui, Doamne, m-am săturat să trăiesc în întuneric, în mizerie, în păcat, să mă ascund, să pretind că sunt cine nu sunt cu adevărat, să cânt în biserică, să mă rog în biserică, să fiu în grupa de închinare, să fiu la cor și să, eu să fiu mort și murdar. Să vii la Hristos și Hristos te albește în sângele lui. Amin. Asta trebuie să faci. Dar după ce ai primit haina aceasta albă, spune alt verset din Apocalipsa, capitolul 16, versetul 15, iată eu vin ca un hoț, ferice de cel ce veghează și își păzește hainele ca să nu umble gol și să îi se vadă rușinea. Domnul îți dă o haină albă, dar Domnul spune păzește haina aceea pe care ți-am dat-o. Păzește haina aceea pe care ți-am dat-o. Uneori ne-o Dar trebuie să ne întoarcem la Domnul Isus Hristos să ne o spele în sângele Lui și noi credem că sângele Lui are putere să ne spele hainele nu doar că ne întoarcem la El, ci să ne le spele în fiecare zi, amin? Să facem ritualul acesta, dacă aș putea să-l numesc acea, așa, igiena asta spirituală în fiecare zi, să ne ducem la Dumnezeu cu pocăință ca să ne spele în sângele Domnului Isus Hristos. Domnul recompensează pe oamenii ăștia care nu și-au mânjit hainele, care își păstrează hainele curate, zice despre ei așa. Ei vor umbla cu mine, și eternă cu Domnul Isus Hristos. Cei care nu umblă cu Hristos pe pământ, nu vor umbla cu El nici dincolo. Ei vor umbla, ei vor umbla împreună cu mine. Mai mult decât atât, spune despre ei, îmbrăcați în alb. Și întrebarea este, dacă ei deja au hainele albe, cum adică vor fi îmbrăcați în alb dincolo? Vorbește Domnul Iisus Hristos despre purtarea aceasta hainelor albe, care înseamnă desăvârșire absolută, sfințenia, dacă pe pământ, dacă pe pământ, prin Domnul Iisus Hristos, prin sângele Lui și puterea Duhului Sfânt, ți-ai păstrat haina curată, Domnul îți va da pentru totdeauna o haină care nu vei mai putea mânji niciodată. Dar dacă haina pe pământ a fost murdară și dincolo va fi murdară, dar nu în cer. Și Domnul le mai promite ceva. Le arată vredicia lor, zice, fiindcă sunt, ascultați, fiindcă sunt vrednici. Fiindcă sunt vrednici. Ei au fost vrednici că au fost spălat în sângele Domnului Isus. Nu este o mântuire câștigată prin fapte, Apocalipsa 3 cu 18, bisericii din Laodicea, care era căldice, că spune Domnul, te sfătuiesc să cumperi de la mine haine albe ca să te îmbraci cu ele și să nu ți se vadă rușinea goliciunii tale. Domnul zice, dacă n-ai haina aceasta neprigănită care ți-o poate da numai el, dacă n-ai venit la Domnul Isus Hristos să te spele în sângele Lui și să te socotească neprihănit prin sângele Lui, numai prin credință, Domnul spune, ești gol și ți se vede rușinea goliciunii tale. Tu poți să umbli țanțoși în lume, Cine sunt eu? Ce am făcut eu? Ce deștept sunt eu? Ce înțelept sunt eu? Ce am realizat eu în lumea aceasta? Uite ce am făcut eu chiar și în biserică. Domnul spune, ești murdar. Uite la comportamentul tău și la caracterul tău. Și Doamne, cum să mă curățesc? În sângele Domnului Iisus Hristos și îl spune, Vino la mine să cumperi. Vină la mine să cumperi. El le dă această haină albă și de aceea este o încurajare extraordinară pentru noi. Mesajul pe care Dumnezeu scrisoarea pe care Dumnezeu o trimite acestei biserici. El poate să dea aceste haine albe să lăvi să fie numele Lui. El consolează biruitorii, zice, cel ce va birui va fi îmbrăcat astfel în haine albe, nu îi voi șterge nici de cum numele din cartea vieții și voi mărturisi în numele Lui înaintea Tatălui meu și înaintea Îngerilor Lui. Sunt trei, trei binecuvântări cu care Domnul îi consolează pe oamenii aceștia. Spune că vor primi haine acestea albe despre care am vorbit, Spune, nu-i voi șterge nici de cum numele din cartea vieții. E foarte interesant. Am auzit oamenii care au înțeles din versetul ăsta exact opusul ce spune versetul. Versetul spune, nici de cum nu-i voi șterge numele din cartea vieții. Adică este cert, este sigur că nu-ți voi șterge numele din cartea vieții. Și unii spun, vezi, dacă spune că nu va șterge numele din cartea vieții, înseamnă că se poate șterge numele din cartea vieții. Biblia spune că nu-i voi șterge nici de cum numele din cartea vieții. Și sincer vă spun, pe mine nu mă interesează dacă mi se poate șterge numele din cartea vieții. Eu vreau să fiu un biruitor care să am certitudinea că nu mi se poate șterge numele din Cartea Vieții. Amin? Cu alte cuvinte, eu nu vreau să merg la marginea prăpației și să spun, oare poate să mi se șteargă numele din Cartea Vieții? Nu, eu vreau să am promisiunea aceasta care mi se adresează ca unui biruitor prin Domnul Isus Hristos că nu mi se va șterge numele din Cartea Vieții. De ce e importantă Cartea asta Vieții? Ce e Cartea asta Vieții? Auziți de ce e importantă Cartea Vieții? Spune Apocalipsa 13 cu 8 despre Cartea Vieții. Toți locuitorii Pământului se vor închina, fiarei, toți aceia al căror nume n-a fost scris de la întemeierea lumii în cartea vieții mielului care a fost junghiat. Deci, înainte de întemeierea lumii, înainte să exigi, Dumnezeu a făcut o carte a vieții. Și cartea aceasta vieții este pecetuită cu sângele Domnului Isus Hristos. Numele mântuiților. Numele celor care vor crede în Domnul Isus Hristos și se vor pocăi. Și te-a trecut Dumnezeu acolo. Te-a trecut Dumnezeu acolo. Și spune toată, toată planeta se va închina anticristului, toată planeta se va pleca înaintea acestei structuri omenești, diabolice, care luptă împotriva împărăției lui Dumnezeu. În afară de cei care sunt înscriși în cartea vieții mele care a fost jungheat. Și acum... Mulți dintre oameni am auzit că să tem, domnule, dacă o să vină sistemul ăsta corupt, anticristic, dacă o, o, să vină peste noi, oare cât o să reziste atunci în ziua aceea? Și ne manipulăm unii pe alții cu, cu, texte din astea. Oare dacă o să vină nu știu ce vremuri, în care e satana și anticristul și toți demonii lui nu știu ce o să facă prin lumea asta. Oare câți din cei care sunt aici vor, vor rezista? Și da, toți Da, oare câți vor rezista? Nu știm câți vor rezista. Toți aceia care sunt scriși în cartea vieții mele care a fost junghiat. Amin. Toți cei care sunt în împărăția lui Dumnezeu nu se vor închina. Asta spune Biblia. Spune că toți care sunt scriși acolo nu se vor închina. De aceea este foarte important ca să știi că ești scris acolo. Și ești scris acolo dacă ești un biruitor. Și ești un biruitor dacă ai venit la Hristos să fii spălat în sângele lui și să se dea această haină curată. Simplu. Și dacă continui să-ți păstrezi această haină curată prin puterea Duhului Sfânt și prin jertfa Domnului Isus Hristos. Apocalipsa 20 cu 15. Oricine n-a fost găsit scris în cartea vieții a fost aruncat în iazul de foc. Tu spui, domnule, ne ducem, oamenii se duc în ea din cauza faptelor lor. Adevărat! Adevărat! Dar există această carte a vieții. Și nu trecuți toți oamenii acolo. Spune, cine nu e scris acolo, sunt oameni care nu e scris acolo, mulți dintre ei. Cine nu e scris în cartea vieții, este trimis în iazul de foc. După cartea asta se va judeca. Și ai tot interesul să primești certitudinea în această seară că ești scris în cartea vieții. Și dacă ești mântuit, ești scris în cartea vieții. Amin? Apocalipsa 21 cu 27, nimic în nu va intra în împărăția lui Dumnezeu, în cetatea aceasta nouă și sunt în nouă Ierusalim. Nimeni care trăiește în spurcăciune și în minciună, ci numai cei scriși în cartea vieții melului. Cu alte cuvinte, cei scriși în cartea vieții melului nu trăiesc în minciună și în spurcăciună. Dacă eu astăzi trăiesc în minciună, ce ziceți, minciunea e un păcat mare sau mic? Întrebați pe Anania și Safira, că eu îți vă spună. Dumnezeu spune cine trăiește în minciună, cine prezintă realitatea altfel decât ei, despre el însuși, despre alte lucruri. Dumnezeu spune nu-i scris în cartea vieții mielului. Un om care a primit neprihănirea lui Hristos, care a primit iertarea lui Hristos, pocăința pe care o dă Dumnezeu, nu mai trăiește în minciună și nici în orice fel de spurcăciune. Amin. Aceștia sunt scriși în cartea vieții melului. Noi am putea să zicem, a, eu m-am pocăit, sunt scris în cartea vieții mele. Și umblă așa, țanțo și fericit pe pământ, slavă Domnului, aleluia, eu sunt scris în cartea vieții, eu sunt scris în cartea vieții mele. Dar de unde știi? Bă, eu sunt a Domnului, eu merg la biserică, mă rog, ascult predici și când. Nu! Nu, fals. Nu, ești scris în cartea, scris în cartea vieții mele și te poți verifica prin trăirea pe care o ai. Și te poți verifica prin raportarea pe care o ai la păcatele pe care le faci. Dacă te pocăiești de ele, dacă ești curățit de ele și dacă îți păstrezi haina curată. Simplă verificarea. Foarte simplă verificare. Domnul îi consolează pe oamenii aceștia, spune, vor primi haine albe, de săvârșire, numele lor va fi păstrat în cartea vieții și apoi spune, va fi, vor fi prezentați înaintea Tatălui și a Îngerului. Sunt foarte mulți oameni astăzi care spun, domnule, eu nu cred în Dumnezeu. Știți cum? Vorba asta e egal cu zero. Tu poți să nu crezi în Dumnezeu. Într-o zi vom sta cu toții înaintea lui Dumnezeu. Și într-o zi Domnul Iisus Hristos va spune unul din două lucruri în dreptul tău. Unul din două. Nu din trei, nu din patru, nu din cinci. Dacă ai fost unul care te-ai pocăit, te-ai întors la Dumnezeu și ai fost spălat în sângele Domnului Iisus și ți-ai păstrat haina curată, Domnul îți va spune așa. Voi mărturisi numele Lui înaintea Tatălui meu și înaintea Îngerilor Lui. O mulțime pe care nu poate număra nimeni. În fața tuturor. Nu undeva ascuns, nu undeva să dialoghezi tu cu Dumnezeu și te bagă pe unda, ușa din dos în iad ca să nu te facă de rușine. Nu! În fața tuturor te va mărturisi înaintea tatălui și a îngerilor. Vei fi de partea lui Dumnezeu, că te-ai dat de partea lui Dumnezeu. Sau va spune, plecați de la mine, blestemaților în focul cel veșnic. Sunt doar două variante. Astăzi oamenii pot să filozofeze, astăzi oamenii pot să vorbească, să-și dea cu părerea, să umble cu carbon, să umble cu nu știu ce tehnici, cu știință, cu șmecherii și să spună, Doamne, noi am descoperit că, de fapt, Dumnezeu nu știm, că e o forță, că e aiurel. Într-o zi toate lucrurile astea vor fi egal cu zero. Vor sta oamenii înaintea lui Dumnezeu cu toată deșteptăciunea lor, cu toate filozofiile și teoriile lor și Hristos va spune un singur lucru. Fie bine, veniți binecuvântații Tatălui, fie plecați de la mine. Nu vă cunosc, plecați în focul cel veșnic. Și uitați cum se încheie, încheie textul acesta. Versetul 6, o chemare pe care Domnul o face tuturor adunărilor. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhului. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Amin. Dacă n-ai auzit nimic în seara asta și te-ai întrebat, mă, ce s-a agitat tânărul ăla în fața acolo că nu înțeleg? O transpirat, s -a... Oare ce e cu el? Ce s-a întâmplat cu el? Ce e așa turat? Roagă-te Domnului să-ți dea niște urechi ca să poți asculta. Duhul să vorbește. Duhul să vorbește. Avem nevoie de această receptivitate duhovnicească, spirituală, ca să percepem, ca să ne trezim. Și să spunem, Domnule, am umblat în întuneric, am fost ori, n-am înțeles nimica. Astăzi am înțeles și a vrut Dumnezeu să-mi spună. Numai Duhul Sfânt poate să-ți deschidă urechea. Numai Duhul Sfânt poate să-ți deschidă ochii. Numai Duhul Sfânt poate să deschidă inima să primești cuvântul lui Dumnezeu. Numai Duhul Sfânt te poate face astăzi, ascultând cuvântul lui Dumnezeu, să nu respingi. Sunt niciun fel de motiv. Sunt niciun fel de motiv. Noi putem inventa o grămadă de motive, să ridicăm o grămadă de bariere, o grămadă de prejudecăți. Dacă pe Domnul Iisus Hristos, dacă împotriva Domnului Iisus au avut prejudecăți, a, că e fiul lui Maria, că e fiul lui Iosif, că noi îl știm, ce poate asta să ne spună, că am auzit despre el, ia să vedem ceva semne, ceva minuni, ceva miracole, vedem dacă chiar avem ce asculta de la el. Dacă împotriva lui au putut să ridice obiecții, împotriva mea, sigur ați fi putut să ridicați obiecții în seara asta. Dar nu uitați, acesta este mesajul Duhului Sfânt. Și mă rog ca Dumnezeu să ne dea fiecare dintre noi acele urechi, acele inimi care să primească acest cuvânt și el să fie cu folos de mântuire veșnică pentru fiecare dintre noi, amin Dumnezeu să o binecuvânteze.